Salutare YouTube, salutare internet! În urmă cu ceva timp v-am prezentat unboxing-ul căștilor Audio-Technica ATH-CKX 9, iar acum am revenit cu recenzia acestora și o să încep cu designul. Remarcăm în primul rând inscripția Audio-Technica, aceste dopuri din silicon, acei suporți pentru urechi, o găurică pentru bas, cablul cu fir plat, care teoretic ar trebui să nu se încurce, și de asemenea avem conectorul care este acoperit cu un strat de aur pentru o calitate cât mai bună a sunetului. Cablul este destul de elastic, iar căștile sunt destul de confortabile. Cred că pot fi utilizate chiar și la alergat și pot fi folosite câteva ore fără a deveni inconfortabile. Cablul este de 1,2 metri, un cablu destul de lung. Iar acum specificațiile. Difuzoarele sunt de 13,5 mm. Frecvența de răspuns este între 5 și 25.000 Hz. Senzitivitatea este de 104 decibeli. Impedanța de 32 de ohmi. Iar această pereche de căști mai vine la pachet cu câteva accesorii pe care le putem remarca aici, pe spatele cutiei, avem mai multe dopuri de silicon pentru schimb și o husă pentru a le putea transporta. De multe ori, când apar pe piață o pereche de căști arătoase, nu au chiar cea mai bună calitate a sunetului. Nu este cazul și aici. Aceste căști arată destul de bine și au și o calitate bună a sunetului. Pot spune că instrumentele și vocile sunt foarte bine redate, la o calitate extrem de bună. Sunetele medii, joase și înalte iarăși sunt extrem de bine redate. La bas, la melodiile fără prea mult bas, nu există probleme. La cele cu un bas cât de cât, să zicem, un nivel de bas mediu, sunt ok, dar nu le-aș recomanda pentru cei care vor o pereche de căști cu bas foarte puternic. Acestea pot reda un bas ok, dar dacă sunteți mari iubitori de bas, nu sunt niște căști pentru voi. În schimb, redau foarte bine instrumentele și vocile, iar acest lucru mi-a plăcut la nebunie. Sunetul este clar, puternic. Nu avem parte de distorsionare, iar cel mai important aspect atunci când vă gândiți să achiziționați o astfel de pereche de căști, cred că este prețul. Ei bine, aceste căști au fost achiziționate de pe avestor.ro la prețul de 390 de lei, iar cu tot cu transport sunt sigur că sare de 400 de lei. Depinde și unde sunt transportate, dar sunt niște căști premium care își fac treaba bine. Într-adevăr, nu sunt gândite pentru un bas extraordinar și nici nu încearcă să fie, dar sunt o pereche de căști excelente pentru excursii. Puteți asculta muzică o perioadă îndelungată și să nu apară o senzație de disconfort. Și personal mi-au plăcut extrem de mult aceste căști și sper să mai apuc să testez căști de la Audio-Technica, poate și de la Sennheiser și alte mărci de pe piață. Un lucru care mi-a plăcut iarăși extrem de mult au fost instrucțiunile. Un lucru care ne aduce aminte de faptul că avem parte de o pereche de căști din zona premium este această broșură de instrucțiuni. Și probabil vă întrebați de ce spun asta. Ei bine, această broșură oferă tot felul de informații despre cum să schimbăm dopurile de silicon, despre cum putem schimba suporții pentru urechi, despre cum putem împacheta căștile, despre cum le putem curăța.
și o grămadă de informații utile, mai ales dacă nu sunteți obișnuiți cu o pereche de căști premium și doriți să le curățați fără a le deteriora. Per total, mi-au plăcut aceste căști și dacă ar fi să concluzionez, căștile se descurcă foarte bine în redarea instrumentelor, sunetelor joase, înalte și medii, în redarea vocilor. Redarea basului este ok, deci, dar aceasta nu este o pereche de căști recomandată iubitorilor de bas. Foarte puternic. Eu sunt Raul, sper că v-a plăcut acest review. Până data viitoare, numai bine. Salut!